Da, da. Vă rugăm? Bună ziua! Aș dori să prezint în primul rând opoziție a anunțele referitoare la boicotarea referendumului și eu cred că această temă trebuie să fie permanentă la atenția noastră a tuturor până în limită. După aceea, voi face câteva referiri la deligul faraonic imobiliar al lui Dean Băsescu și în final am să încep să fac o prezentare la tema care cred eu că este o mare diversiune și anume stenogramele de la sediul PNL. Boicotarea referendumului. USL crede că boicotarea referendumului este cu adevărat o lovitură de stat pe care PDL și Traian Băsescu o dau împotriva majorității cetățenilor români. Este, după opinia noastră, cel mai grav și iresponsabil gest politic de negare a democrației, pe care un partid din România l-a făcut în ultimile două decenii de când există democrație reală în această țară. USL consideră că este un gest disperat, este o ultimă încercare iracională a lui Traian Băsescu de a se agăța în orice preț de putere. Traian Băsescu și PDL ne anunță practic că nu vor recunoaște votul a milioane de români și că vor sfida, de fapt, decizia alegătorilor. Spaima validării procedurii de vot pentru demiterea sa îl determină pe Traian Băsescu să fugă de confruntarea cu cetățenii. Traian Băsescu, de fapt, întoarce spatele poporului român și continuă lupta împotriva poporului român. Noi credem că Traian Băsescu recunoaște că a pierdut această bătălie. Că, de fapt, el mai este sprijinit de o minoritate și se luptă cu majoritatea cetățenilor români. Ne întrebăm când este cinstit Traian Băsescu. Când spune că vine la referendum, când spune că nu vine la referendum, când se bazează pe PDL, când nu se bazează pe PDL, rămâne ca cetățenii singuri să hotărească ceea ce spune Traian Băsescu că este real, sincer sau minciun. Al doilea subiect, deligul faraonic imobiliar lui Traian Băsescu. Și aici am câteva puncte care să susțin, să justifice această afirmație. În anii 2010-2011, când salariile românilor erau tăiate, Vila Dante, aparținând regiei protocolului de stat, la solicitarea lui Traian Băsescu, a fost pregătită cu investiții. Piscină, salon oficial, sală de conferințe, peste un milion de euro din bani publici au fost, de fapt, investiți aici, ca această vilă să fie ocupată de Traian Băsescu după terminarea mandatului de președinte. Trebuie să spunem respicat că această vilă a fost reparată, recondiționată din bani publici pentru Traian Băsescu. Și că aici se aplică poate ca unicul caz din România în care se trăiește bine și de fapt trăiește bine numai Traian Băsescu. Deși Vila Dante aparține guvernului, acest imobil a avut un regim închis și nici măcar premierul României nu a avut acces până când Crin Antonescu din postura de președinte interimar nu a vorbit cu Serviciul de Protecție și Pază ca să desperece la către care această vilă era încuiată. Sigur, ne punem întrebarea simplă, așa cum a făcut și în alte cazuri, a se reține Casa din Mitterlian, probabil că și vila Dante era pregătită ca să fie cumpărată pe nimic de către Traian Băsescu atunci când ajungea să fie acolo. Tranzacțiile imobiliare, în care îmi găsesc, sunt tot de acum. Casa din Mitterlian,
casa ficei sale prin tranzacția cu Coseu pe Juneanu și cu Popovici și atunci noi credem că Traian Băsescu suferă de unde vin faraonii din Olimpia. Și a treia temă, ca să nu se nască confuzii și ca să nu existe interpretări, noi venim și vă spunem adevărul despre pretinsele stenograme care au apărut pe agenția de presă Focus. USR constată încă o dată faptul că sub Traian Băsescu România a devenit un stat polițienesc, în care interceptările ilegale și diversiunile sunt folosite în campania electorală. Cea mai recentă diversiune, menită să acopere marile furturi ale regimului Băsescu, este așa zis un scandal al stenograme. O spun pentru toată lumea. Nu există stenograme. Și vreau să se rețină acest lucru. De asemenea, anumite teme de discuție și pasaje din pretinsele stenograme, noi putem să le recunoaștem ca fiind autentice. Dar, și să se rețină acest dar, în transcrierile după interceptările care au avut loc, apar multe modificări, multe intoxicări, multe neadevăruri, toate menite să gireze temele de propagandă lansate de Traian Băsescu. Suspiciunea noastră este că avem de-a face cu o operațiune ilegală de supraveghere și interceptare. Transcrierea acestor operațiuni ilegale include, așa cum spuneam, și repetele când se va înțelege, multe neadevăruri și reprezintă o diversiune clară de la tema referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu. PDL a intrat în politică folosind stenograme și acuzații de fraudă și va ieși din scena politică în aceeași manieră, tot cu scandalul de stenograme și fraudă. Cu alte cuvinte, noi spunem că această temă a stenogramelor este un subiect pe care l-a lansat Traian Băsescu pentru a acoperi acțiunea antidemocratică de boicotare a referendumului. Mulțumesc că dacă sunt întrebări. V-am dat-o și poate nu am fost suficient din punct de vedere și de clar. Dar explicația este simplă. Președintele Ilie Martin Antonescu i-a dat dispoziție președintele directorului SPB să predea cheile de la această vilă ca să aibă acces atât premierul, dar mai ales cât dumneavoastră, mass media, ca să vadă o țară întreagă ce se întâmplă în acea referitor la celelalte proprietăți ANRA pe PS-ul utilizate de alți foști oameni importanți ai PDL-ului, nu vă pot da nicio preparație, că nu știu nici ce. Probabil că deschizându-se acest drum, vom putea avea acces și în celelalte în perioada următoare și atunci, sigur, populația ar fi bine să fie informată și o cred că este și corect să fie informată. Prin a vedea cu adevărat ce este acolo și ce se întâmplă. Întâlnirile USR de campanie pentru referendum, știți să le înregistrați sau cum credeți să ajungi la aceste operațiuni ilegale de interceptări? Am răspuns eu la început, iar de fapt că m-am fost suficient de clar și îmi cer scuze. Nu facem niciun fel de înregistrare sau de stenogramă pe întâlnirile de campanie pe care le avem aici în fiecare dimineață. Deci nu facem așa ceva. Și ca atare, suspiciunea noastră este că au fost interceptări. Eu nu mă pricep la interceptări. Sunt alții care se pricep la interceptări și poate că cei abilitați vor sesiza și chiar cred că e bine să facă acest lucru, ca să știm și noi ce se întâmplă. Vă aduc aminte că în America, pe un caz similar, un președinte american a fost nevoit să demisioneze.
Da? Cele cu cazul atelier. Deci eu cred, și am vorbit cu colegii mei, că această suspiciune către interceptări ilegale ne poate duce către realizarea unor transcrieri și care mai departe au fost îmbunătățite, puneți cuvântul în ghilimele, cu fel și fel de mesaje pe care cei care le-au făcut au dorit să le transmită mai departe dumneavoastră în mass media și, sigur, celor care vă citează, vă ascultă, vă privesc, vă citesc. Vă simțiți amenințat? Eu nu mă simt amenințat. Cu toate că statul român constat că are anumite valențe polițienești care, cred eu, că trebuie foarte bine precizate și mai ales eliminate. Un regim democratic real, care eu sper că se va așeza cu adevărat în România după 29 iulie, ne va permite să ajungem să deconspirăm și asemenea atitudini. Ne puteți spune ce fel de modificări au fost aduse informații? Adică ce neadevăruri au fost în această poate multe neadevăruri. De exemplu, televiziunea care este la Cheremul. Eu nu spun ce spun alții, că nu mă interesează. Spun ce spun eu. Sau știu ce am spus eu. Sau știu ce atitudine am avut în ședințele noastre de campanie. Nici până în cap nu mi-a trecut odată să solicit colegilor mei ca unei anumite televiziuni să îi impunem o anumită atitudine, un anumit comportament sau anumite acțiuni sau de acolo anumiți iarăși să fie utilizați în campanie și mai departe. Este o grosolonie cum rar se poate vedea. Dar, sigur, cei care fac această acțiune mondială în prima noastră, cred că poate să prindă. E dreptul să creadă acest lucru. Dar eu trebuie să spun adevărul. Eu nu insinuez decât că sunt interceptări. Mai mult de cine sunt făcute de servicii secrete sau de alte feluri de servicii de stat sau private, eu n-am de unde să știu. Dar asta trebuie să ne spuneți cu reabilitate. Dar și cele private, dacă o fac, asta înseamnă că statul român are fisuri, are vulnerabilități și pe care trebuie să și le acopere. Trebuie să nu permită nimănui să facă asemenea lucruri. La asta nu trebuie. Aveți depus să sesizați organele? Am făcut-o public cu dumneavoastră astăzi. Reabilitate de am făcut-o publică din dumneavoastră această sesizare publică. Schimbați fundația ședințelor sau produsul? Nu, eu cred că nu mai sunt 3 zile de campanie. Credeți că lucrurile complicate sau foarte importante nu s-au spus până acum, s-au spus. Se dedea la final de campanie, în care toate acele măsuri pe care noi le-am stabilit ca strategie și ca acțiuni s-au cam îndeplinit, s-au cam realizat. Nu mai sunt lucruri deosebite, mi-a depinit din de mâine, de la București. În rest, nu mai sunt lucruri spectaculoase. Chiar are rost. Și oricum n-avem nimic de ascuns. Adică v-am și spus, am recunoscut că foarte multe lucruri din aceste pretinse stereotipe sunt reale. Le considerăm autentice. Unele dintre ele, din păcate, sunt denaturări sau sunt intoxicări. Asta e viața. Apropo de acest meeting de mâine, în aceste stenograme apărea o afirmație dumneavoastră. Cum spuneați că la meeting vor participa 40.000 de oameni. Să vă așteptați la acest număr. E adevărat. Noi ne așteptăm între 20 și 30 de mii de oameni, ca să vă spun foarte sincer. Deci ne așteptăm între... Sigur, vedeți că cei de la aceste manipulări au încercat să-i conducă o cifră mai mare și dacă nu să fie 40 de mii de oameni, să zică n-au fost capabili să aducă 40 de mii de oameni. Am văzut de atâtea ori scenariul acesta, încât mi se pare că trăiesc în viața reală mult mai mult decât își imaginează acești om.